de azi vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru că ați dat curs acestei invitații și chiar sunt onorat de prezența atât de mare și vreau să spun că chiar special pentru că avem viitorul lângă noi aproape și tot timpul am fost un om preocupat pentru viitor și ca dovadă astăzi mă bucur din suflet că tinerii studenți de la universitate sunt prezenți alături de noi, fiindcă știu că informațiile astea vis-a-vis de minoritatea romă din România nu prea a ajuns în timpul liceului pe la ei, la unii chiar ca și dovadă. Vineri am făcut o astfel de activitate într-o școală la Comănești și vreau să vă spun că am avut un auditoriu din liceul Liviu Repteanu. Foarte mulți n-au știut despre această perioadă de dezlobire a romilor. Nu mai spun de ce. În primul rând, vreau să mulțumesc gazdei noastre de astăzi, domnului manager Adrian Gicu, că ne-a găzduit ca acest eveniment să fie aici, într-o locație frumoasă, într-o locație de cultură, cum așa ar trebui să întâmple și celelalte evenimente. Am să încep să mulțumesc oficialităților astăzi prezente, domnul viceprimar Miroșeanu, Adrian, trebuie să mă uit un pic, să văd, ce scuze, invitația. De la primăria Bacău, domnul viceprimar Miroșeanu, am mai văzut un șef, un consilier a domnului primar. Mulțumesc pentru prezență. De la inspectoratul școlar, doamna Misăilă, mulțumesc pentru prezență. De la Casa Corpului Didactic, doamna director Ifrim Mariana, mulțumesc. De la așezământul domnului domnul Picopie, cu domnul Tămoc, despărțirea mă rog, eu de numire, dar care mai puțin contează, contează prezența, nu instituția. Da? Domnul George Bogatu, ne surprins de prezența domnului Vâlcu, domnul colonel Voicu, mulțumesc, domnul Tănase Hiper, decanul de vârstă al romilor, domnul Bălan, doamna Lorena Maxim. Și dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze, dar nu pot să omit pe doamna președintă de la Forumul German, doamna Mihaela Brancu-Băr, soțul dumneaei, clubă de la armeni, de la Forul German am văzut, dar suntem suficient să putem să începem acest eveniment. Mulțumesc și colegilor mei, domnul Doni, vă salut și bine ați venit. Domn profesor Dedu de la Poiana Negustorului, împreună cu Adelina, colega dumnealui și un cadru didactic din școala de la Blăgești, mediator școlar și tot timpul ascunsă și în spate, consilarea pe probleme de rom, doamna Ramona Dobrescu. Mulțumesc, doamna Dobrescu, mulțumesc și echipei tinere de la Asociația Europeană a Romilor, pentru probleme și promovare interculturală. Încercăm astăzi să nu plictisim prea mult, să avem așa o activitate diversă și să, cum să spun eu, să alternăm și cu partea mai puțin plăcută și mă refer aici la perioada cea mai critică în care romii noștri au suferit și am să dau cursul unui material pe care l-am pregătit pentru astăzi. February 20, 167 de ani de la abolirea sclaviei, perioada cea mai crudă în care Mihail Bogdănuceanu a reușit să, împreună cu guvernul de atunci, să aducă printr-o lege organică acest eveniment în care să dezrobească romii
de pe moșiile boierilor, romii mănăstirești, romii care erau în proprietatea boierilor, romii care aveau un statut cum nu este normal să aibă orice om. Și spun așa că 20 februarie 1956 a fost promulgată legea pentru desființarea robiei în cazul țiganilor particulari aflați în proprietatea boierilor. Un document, ca multe altele, în care termenul folosit era țigan și nu rom. Desrobirea țiganilor a fost componentă importantă a modernizării principatelor, potrivit siteprosdivers.ro, dedicat minorității etnice, cea mai timpurie atestare documentară privind existența țiganilor pe teritoriul țărilor române, datează din 1385, într-un act emis de domnul țării românești, Dan I, care dăruiește mănăstirii Tismana mai multe posesiuni, printre care și 40 de sălașe de țigani. În Moldova, țiganii sunt amintiți prima dată, în 1428, când Alexandru cel Bun dăruiește mănăstirii Bistrița 31 de sălașe de țigani și 12 borlăie de tătari. De asemenea, mai sunt amintiți țiganii mănăstirești în 1429 și în Moldovița, 1434. În Transilvania, prima informație despre prezența țiganilor se referă la Țara Făgărașului, în timp ce lui Mircea cel Bătrân, boierul Ostea, stăpânea satele Vistea de Jos, Vistea de Sus și jumătate din Arpașul de Jos, precum și 17 țigani de cort. În ceea ce privește scuzirea țiganilor pe teritoriul țărilor române, istografia română, reprezentată de Nicolae Iorga, dar și de alți istorici români, face referire la faptul că țiganii au venit în principatele române odată cu invazia mongolă din 1241-1242. În cursul evului mediu, țiganii din statele românești au reprezentat o importantă categorie socială. Fie că era vorba de țigani rob domnești, rob mănăstirești sau rob boierești. Delimitarea categoriilor de țigani era realizată în funcție de apartenența la stăpân. Țiganii erau departe de a constitui o populație omogenă, însă atât documentele interne ale țării românești și a Moldovei, dar și relatările călătorilor străini care au luat contact cu realitățile din statele românești, prezentau două tipuri de țigani. Țigani sedentari, care locuiau și munceau pe moșie sau la curtea domnească, sau a stăpânilor lor și a țiganilor nomazi. Ideea emancipării țiganilor a fost îmbrățișată și susținută prin diferite articole sau studii la începutul secolului al XIX-lea de reprezentanți de seamă al iluminionismului românesc, printre care Mihail Bogălnicianu, Cezar Poliac, Alepu Ruso, Ion Eliade Rădulescu, Vasile Alexandrii și George Asari. Mă opresc aici, fiindcă o să aveți câteva filme documentare despre sclavia romilor, despre un film foarte important a unei persoane care a suferit justiție și i s-a făcut dreptate în momentul când a devenit, când a ieșit din sclavie. Și încercăm să facem acest eveniment și ca și un dialog interactiv. Vom reveni cu alți invitați care ne va spune câte ceva despre acest eveniment de, zic eu, important, pentru că de asta ne-am adunat. Și totodată mă întorc înapoi un pic și vreau să invit pe domnul Jicu, dacă este pe aici. Domnul Adrian, haideți că sunteți gazdă și vreau să adresați câteva cuvinte. Cuvintele sunt nu de prisos, ci sunt absolut normale. Mă bucur foarte mult că Biblioteca Județeană și implicit Consiliul Județean găzduiește acest eveniment de astăzi.